Duminică 27 mai și luni 28 mai va avea loc festivalul concurs Joc și cânt la Breaza, a cărui temă este tradiția punte de legătură între trecut și viitor. Evenimentul este la a 5-a ediție și aduce la Breaza elevi din tot județul, care vor evolua pe scena amplasată pe strada Ocinei, în spatele stadionului de fotbal pe locul numit Groapă. Participanții vor sosi duminică la prânz, iar după ce se vor caza în pensiunile din oraș, vor participa la o paradă pe strada principală, traseul complex primărie. Va urma deschiderea oficială a festivalului, ascultarea imnului de stat, mesajele personalităților prezente, dar și o horă a participanților, pe imnul Brezei. La ora 18 va începe concursul, iar fiecare echipaj va evolua pe scenă, după care artiștii vor participa la o masă festivă oferită de unul dintre sponsori. A doua zi, luni, concursul se va relua de la orele 11, pe aceeași scenă. La ora 16 va fi un spectacol de gală oferit de invitații speciali, Junii Sibiului și Junii Brașovului. În jurul orei 17 vor fi premiați câștigătorii. Festivalul este organizat de Liceul Teoretic Aurel Vlaicu cu sprijinul primăriei și Consiliului Local Breaza. Scopul acestuia este de a promova copiii cu potențial artistic și de a valorifica tradițiile populare. În cadrul concursului vor fi trei secțiuni: dansuri tradiționale românești, cântec popular și prezentarea unui obicei laic sau religios, care se mai practică, specific zonei pe care o reprezintă elevul. Brezenii sunt așteptați să participe în număr mare la acest eveniment de amploare, intrarea fiind liberă. În cadrul festivalului se va organiza și o expoziție de costume populare, iștergare și tablouri realizate de elevii Liceului Teoretic Aurel Vlaicu, dar și o paradă a costumelor populare cu o vechime de peste 100 de ani.